ediția a doua, bine ați venit la Borșul Pescăresc, tradițional, Fetești 2024! După succesul ediției de anul trecut, care a atras un public numeros și turiști deopotrivă, Festivalul Tradițiilor Pescărești de la Fetești, eveniment care are ca scop promovarea culturii tradiționale, a bogăției folclorului și gastronomiei pescărești, a revenit în forță cu o nouă ediție plină de surprize. Festivalul Tradițiilor Pescărești de la Fetești a reunit localnici și turiști dornici să guste preparatele din pește, să admire demonstrațiile culinare, muzica și dansurile tradiționale ialomițene. Parcul Trandafirilor din Fetești a reprezentat un adevărat centru al tradițiilor autentice de pe malul stâng al Brațului Borcea. Festivalul organizat de Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița a pus în valoare gastronomia pescărească și tradițiile ialomițene, urmărindu-se transformarea acestuia într-un punct de atracție pentru turiștii care tranzitează Municipiul Fetești și localitățile limitrofe. Consiliul Județean vine de fiecare dată lângă astfel de inițiative. Îl felicit pe Laurențiu, pe toată echipa Partidului Social Democrat și pe toată echipa administrației de la Fetești. Faptul că promovăm tradițiile județului, faptul că la Fetești se face un festival pescăresc, unde altundeva se putea realiza lucrul ăsta decât pe acest minunat braț al Borcei, și dacă discutăm de Borcea, discutăm de cea mai mare așezare de aici, discutăm de municipiul Fetești. Este un lucru extraordinar. Fiecare dintre noi suntem datori să investim în infrastructură, ceea ce înseamnă condiții de trai, dar suntem datori să investim și în lucruri de genul ăsta. Suntem datori să investim în ceea ce înseamnă timpul liber, în ceea ce înseamnă socializare, în ceea ce înseamnă umanitate. Pentru că suntem oameni, cel mai important lucru în perioada asta este să învățăm să ne respectăm, să ne iubim, să există cât mai puțină ură și cât mai puțină dezbinare între români. Cred că cuvântul de ordine astăzi, când stăm de vorbă, este om. Domnul Nică este un pescar de oameni și este un pescar de oameni foarte bun. Pentru că la Fetești l-a pescuit pe Laurențiu, l-a pescuit pe Cătălin Grigore, pe Laurențiu Felicu și a fost o echipă foarte frumoasă, de care sunt sigur că este mândru și a lăsat astăzi oameni după dânsul care se administrează și administrează foarte bine acest municipiu frumos care îl avem noi în partea de est a județului și care este Fetești. Cred că este cea mai frumoasă perlă a județului și se demonstrează în fiecare zi că are un potențial extraordinar de dezvoltare și în primul rând pe ceea ce înseamnă tradiție, turism și cultură. Și Casa Tudorii, care a fost un festival la care regretatul președinte Ciuperca a ținut foarte mult și știți foarte bine cum au început toate lucrurile astea, cum am plecat de la cine a fost Tudora, de la mama lui Mihai Viteazu, de la cârciuma pe care avea Tudora și pe care președintele, până la urmă mentorul nostru, tuturor de aici, Ciuperca, ne-a învățat pe fiecare dintre noi să ne iubim tradiția, să ne iubim cultura și să mergem de fiecare dată să promovăm ce avem noi autentic, ce avem noi cel mai bun în zona asta. Cu siguranță oamenii apreciază lucrul ăsta. Dincolo de pungile colorate, dincolo de ce înseamnă importul lipitor, până la urmă ne întoarcem la ceea ce este autentic, la ceea ce ne reprezintă pe fiecare. Ceea ce ne reprezintă pe fiecare este exact ceea ce se întâmplă asta la Fetești. Există o deschidere a autorităților locale, sprijinite de autoritățile județene și naționale. Laurențiu personal, ca prieten al nostru, are sprijinul nostru și ne cunoaștem și știe foarte bine să dezvolte mediul ăsta de afacere pe pescărie, de agroturism și de festivalul care să aducă aici odată o socializare a oamenilor, dar și dezvoltarea micilor afaceri care țin de partea asta de Dunăre. Felicităm de la Laurențiu pentru ce face, iar cetățenii din Petești și din toată zona să se bucure, să se simtă bine, pentru că pe lângă munca pe care o facem fiecare acolo unde suntem, merităm să ne bucurăm din când în când și de evenimente din astea frumoase. Consiliul Județean a fost inițiatorul procedurii de înființare grup de acțiune locală pentru pescuit, așa numitele flaguri, care a fost cum să spun, susțită efectiv de nevoile exprimate ale asociațiilor de pescari, ale pescarilor în general, pentru care pescuitul este o meserie și care își asigură viața de zi cu zi din această muncă. Dincolo de această oportunitate pe care flagul o va reprezenta odată înființat, pentru că suntem în procedura formală de înființare a flagului, care urmează să parcurgă și o etapă competitivă cadrul Ministerului Agriculturii. Bravo! La finalul acestei proceduri, sperăm să fie un de succes,
cu muzică de petrecere, muzică frumoasă, muzică pe care o ascultam cu plăcere. Și la evenimente, și aici, la Festivalul Tradițiilor Pescărești, construiască puncte de acostare pentru pescari, adăposturi pescărești și în aceeași măsură și mici puncte de valorificare a peștelui, mici chiar canale, astfel încât pescarii să poată să-și valorifice produsul muncilor chiar la malul apei, fără a mai apela la intermediari sau a parcurge distanțe mari pentru a-și valorifica peștele. Este un proces în derulare cu mare drag, ți-am compus o care are vedere și prezervarea tradițiilor pescărești, nu doar a lui Artur, care mai știți, încurajarea activității pescărești în curente. Festivalul la care participăm astăzi și care se află la noi și își dorește ca pe viitor să primească finanțare chiar din interpreturi și tocmai pentru a stimula tradițiile aferente vintelor de pe malul Brațului Vorcea. Acum începem a doua ediție și de când ne-am propus organizarea acestei ediții, cererile au devenit tot mai mari, formare de comercianți, formare de participanți, de termină sau ne fac să vedeți pe viitor cum mai bine și să gândim altfel și cea de a treia ediție pe care o dorim de la un alt să fie una foarte frumoasă pentru toți cei care vin să participe la acest festival. Eu cred că este de bun augur acest festival pentru faptul că ne dă prilejul să prezentăm populației și tuturor celor prezenți tradițiile și obiceiurile de pe malul Brațului Vorcea și cred că acest lucru nu va fi altceva de extrem vreme pentru că la acest festival nu au venit numai cei din Municipiul Femei și cei din localitățile limitrofe și acest lucru ne bucură pentru că nu face altceva decât să determine o socializare mult mai mare între comunitățile noastre și să putem să gândim și astfel de evenimente care se vor desfășura în viitor. Este o pasiune foarte veche, mai ales cum a lui Sărbea Valtin Vocea și asupra localității noastre care este o localitate veche din perioada medie palatului și pescuitorii prezentau o pace principală a acestor locuitori. Faptul că o parte din locuitorii au reușit să păstreze această fericire este ceva extraordinar pentru faptul că au reușit să transmită din neam în neam, din familie în familie această ocupație care se practică și astăzi. Mai cu seamă că în ultima perioadă, în Fetești, foarte mulți doritori de achiziționarea parcațiunilor sunt Fetești, cum vedeți dumneavoastră, la nivelul primăriei municipiului Fetești, sunt peste 200 de embarcațiuni registrate. Acest lucru demonstrează faptul că avem foarte mulți viitori ai Brațului Vorcea, avem foarte mulți pescari și avem oameni care doresc să achiziționeze și să petreacă timpul mai în liber și în zonele vaste. Este un proiect pe care l-am finalizat, dar l-am finalizat ca și documentație, așteptă ca adresul puterea să deschidă linia de finanțare, să încât să fim primii care putem să depunem astfel de proiect și ce mai scurt timp, câțiva ani de zile, să putem să depunem împreună de un nou parc al transferilor, a crescut de importanță pentru municipalitate și pentru oamenii din această zonă din Fetești oraș și cred că prin investițiile care se vor face în viitor, cred că această zonă va deveni, dacă nu cea mai importantă, una dintre cele mai importante zone din Fetești. Mă refer și la legătura cu portul pe care avem un alt proiect pentru reabilitarea lui și atunci e momentul în care vom realiza o legătură între parcul Trandafirul și acel port, acel port, cred că lucrurile vor merge în direcție bună la parcul. Am fost angajatul GSPD-ului, fosta întreprindere care a construit podurile durerene și ca hobby construcția de machete. Am făcut machetele cu astea ce sunt aici. Reprezintă vapoarele și șalupele cu care s-au făcut construcțiile pe partea de apă, partea navală. Ăla e un remorcher cu care s-a cărat și s-a făcut manevre cu gabarele și cu platformele și cu delungul și cu macaraua. Deci ăla a deservit toate manevrele și s-a cărat și tablierul de autostradă care s-a cărat de la Orșova, tablierul fiind făcut la
uzinele Bocșa. Și-a dus pe Dunăre împingătorul care și el a deservit la manevre, șalupă care deservea personalul la DeLong, remorcher, 250 de cai care a ajutat la trecere, la fel și fel de servicii. Festivalul a fost animat de trupele și artiștii de la Casa de Cultură Municipală Fetești, de alți artiști locali, precum și de prezența interpreților Mihai Trăistariu și Alin Oprea. Sunt un pui de românaș, jucăuș și drăgălaș, și vă spun la fiecare că sunteți nevoie mare. Sunt un pui de românaș, jucăuș și drăgălaș. Sunt o fată, sunt o fată frumoșcă și de fel frumoasă mai mai. Sunt o fată, sunt o fată frumoșcă și de fel frumoasă mai mai. Mor plăcăi după mine și eu cred că așa-i mai bine. Mai spune-mi viitorul.
domângă și când o văd îmbolnăvesc, iar cu vina frigă vezesc, din poate mă îți lagă.